Studenții din zilele noastre găsesc modalități mult mai ingenioase de a-și petrece timpul liber. 4 studenți din Cluj au găsit combinația optimă pentru a îmbina utilul cu plăcutul. Sub denumirea de ilarian.ro, Lavi, Alex, Vlad și Mihai postează pe net filmulețe amuzante realizate în întregime de ei. Lavi, frate meu de la Tămavă. Ce, mă? Ha? Stai jos, de ce-i sus? Aceștia sunt pe rând actori, regizori și cameramani, iar proiectul lor este din ce în ce mai cunoscut în rândul studenților. Încă de la primul clip postat pe YouTube, numărul mare de vizualizări și comentarii pozitive primite de la vizitatori au fost încurajatoare. Așadar, au pus bazele site-ului ilarian.ro, unde postează câte un filmuleț nou în fiecare săptămână. Alex, unul dintre ilarianți, își amintește cum a început totul. Proiectul nostru ilarian.ro a pornit de la ideea lui Vlad, care văzând site-ul collegehumor.com, ce conține sketch-uri de astea amuzante făcute de niște tineri studenți, a observat că în România nu există așa ceva și a zis că să facem și noi. Primul clip l-am produs în clasa 12-a, a avut un succes destul de impresionant și ne-a determinat să continuăm mai departe și de atunci a început traiectoria ascendentă a ilarian.ro. Înainte de a fi o echipă, cei patru au fost buni prieteni și colegi în liceul din Zalău. Împărtășind aceeași pasiune pentru filme și umor, studenții își petrec mult timp filmând împreună. Chiar dacă nu au deloc pregătire în domeniul regizoral sau actoricesc, simțul umorului și naturalețea s-au dovedit a fi suficiente pentru public. Cred că sunt doi factori foarte importanți care au contribuit la succesul nostru. Unul, umorul, și al doilea ar fi accentul nostru specific de ardeleni. Pe lângă asta, desigur, a mai fost și chestia când ne adresăm unui public destul de larg, studenții și tinerii. Succesul lor se datorează în mare parte simplității cu care își abordează temele din clipuri. Acestea surprind viața studențească cu tot ceea ce implică ea: școală, distracție, prieteni și experiențe noi. Ilarianții și-au propus de la bun început să fie originali și se feresc să abordeze subiecte precum politica, manelele sau pițipoancele, subiecte extrem de mediatizate în zilele noastre. Deși regulile sunt făcute pe placul lor și atmosfera generală de la filmări este una destinsă, sunt momente mai tensionate, după cum recunoaște și Mihai, cel mai blond dintre ilarianți. La filmări atmosfera e foarte relaxantă, multe miștouri, multe bâlbâieli și glume, însă după 5-6 ore de filmări chiar ne pierdem și noi răbdarea, se simte oboseala. Banii sau publicitatea nu au fost niciodată o prioritate pentru ei. Încă de la început, plăcerea de a lucra împreună i-a determinat să fie consecvenți în actualizarea site-ului. Nu au existat până acum beneficii materiale în urma acestui proiect. Probabil că singurul beneficiu a fost feedback-ul pozitiv, care cred că e cel mai important pentru noi în acest moment. Chiar dacă timpul liber nu este mereu prietenul lor cel mai bun, ei încearcă să își sincronizeze programele pentru a reuși să scoată câte un material nou o dată pe săptămână. Durează mult până filmează sau montează, pentru că de fiecare dată glumele le ocupă mai mult timp decât ar fi cazul, însă rezultatele sunt mereu cele așteptate de toată lumea. Iată ce cred studenții despre ei. Am aflat recent de ei de pe internet, sunt foarte haioși și sunt curios să le urmăresc filmulețele lor pe viitor. Ei țin legătura cu fanii prin intermediul site-ului și sunt gata să răspundă la toate întrebările, părerile și sugestiile primite pe adresa contact@ilarian.ro.